M-am bucurat să aud că fratele Leon Tuc că am 98 de ani. Domnul să vină cuvinteze, veteran al Cultului Pentecostal. Ultima oară ne-am întâlnit la un botez în apă la Biserica Filadelfia, cred că avea peste 90 de ani, la plin de putere. Dumnezeu să ne ajute să fim plini de putere la orice vârstă. Unii nici măcar la 20 nu mai suntem plini de putere. Domnul să ne întărească. Participarea la masa Domnului ne dă putere, să știți. Ne întărim în putere. Astăzi, la masa Domnului, să ne întărim în putere fiecare. În putere în omul din lăuntru. Textul citit, avem două mese prezentate. O în care unii au participat la masa de pe pământ. Și au zis: Stăpâne deschidere, -ne, ne-am fost la masa de pe pământ cu tine, am mâncat cu tine. Și îi se zice: Nu vă cunosc. Și avem o masă în cer prezentată. Și la această masă din cer, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că vom ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu dragii mei, mesajul meu este de la masa de pe pământ la masa din cer. Avem masă pe pământ, vom mai avea masă și în cer. De la masa de pe pământ la masa din cer. Câteva imagini a mesei de pe pământ și câteva imagini a mesei din cer. Prima imagine este aceasta din textul citit. Unii s-au lăudat că au fost la masa de pe pământ. Să vedem care a fost lauda lor. Citim în versetul 25 și 26. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și o veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne! Doamne! Deschide-ne! Drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți, atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. El vă răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Nu e suficient, suficient, să ai o masă pe pământ la care să fie Isus. Pentru că dacă nu ești născut din nou, nu poți veni cu scuza asta, Doamne, am fost la masă cu tine pe pământ. E vorba de perioada când Isus a fost pe pământ. Nu vorba de prezența spirituală a lui Isus, la masă vorba de prezența fizică. Știți, dragii mei, nu este o scuză, adică nu este un motiv ca noi să fim mântuiți, că am stat la masă pe pământ cu Isus. Zice Isus, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să avem această renaștere spirituală din apă și din Duh. Întrebarea mea este astăzi: oare dacă vei sta la ușă vei avea și scuza asta, Doamne, am auzit de Tine, am stat la masă cu oamenii Tăi, am stat la masă cu Tine. Și sus, nu vă cunosc, că nu e suficient să stai la masă pe pământ, trebuie să te naști din nou. Dumnezeu să ne ajute ca toți cei de aici să fim născuți din nou, din apă și din Duh. Să fim născuți din nou, că fără nașterea din nou nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. O altă imagine a mesei de pe pământ este aceasta masa în fața protrivnicilor. Spune Psalmul 23 cu 5 Tu mă întinzi masa în fața protrivnicilor mei. De multe ori am stat și m-am gândit la Psalmul 23. Ce caută expresia asta în Psalmul 23? Adică păstorul cel bun îmi întinde masa. Este masa întinsă de el și în fața protrivnicilor. De ce când te gândești la vrăjmași n-ai chef nici să mănânci. Ți se duce și chiful de mâncare. Trăim într-o lume cu protrivnici. Să nu uităm că și într-o lume de adversari, Iisus ne întinde masa. Adică ne dă bucurie în viață. Ne dă har în viață. Este o masă de har, o masă de bucurie. De aceea dacă la ora actuală sunteți apăsați de vrăjmași, Domnul Iisus vă întindă masa, masa. în fața vrăjmașilor. Pentru că vom coexista cu vrăjmașii. Nu vă așteptați la o viață în care să nu aveți vrăjmași. Cu cât înaintăm în timp, creștinii vor avea mai mulți vrăjmași, care ne vor considera un pericol pentru societate, pentru că nu ne aliniem la linia lor de păcate. De aceea, pentru mine, este o mare încurajare lucrul acesta. Să mergem acum la o imagine la masa din cer. Apoi vom cobră din nou la masa de pe vânt și iar la masa din cer. Isus vorbește de masa din cer și în textul citit spune în felul următor, vor veni de la răsărit și de la pus, de la mează noapte și de la mează zi, de cele patru puncte cardinale. Oare sunt puțini? Fratele a vorbit de imagine în Apocalipsa, unde vor fi din toate națiunile, vor veni și vor ședa la masă în împărăția lui Dumnezeu. Păi, că să stai la masă în împărăția lui Dumnezeu, dar în împărăția lui Dumnezeu vom sta la masă? Da, vom sta la masă. Nu vom avea trupuri fizice, categoric. Nu vom sta la masă să ne întreținem fizic. Va fi o altă dimensiune, e un alt mod de existență. La masă în sens de plăcere, nu de supraviețuire. Trupurile de glorie n-au nevoie de mâncare pentru supraviețuire. Vom sta la masă în împărăția lui Dumnezeu? Aș vrea ca toți cei care stăm la masă aici pe pământ, la masa Domnului, să stăm la masă și în împărăția lui Dumnezeu. Noi, dragii mei, nu aici e finalul. Masa Domnului va ține doar până va veni Isus. După aceea nu, nu va mai fi masa Domnului în cer. Nu o să mai avem cina Domnului, să știți, nu. Cina Domnului până vine Isus. În cer vom sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Va fi o altă masă. Dragii mei, dar dacă nu participi la masa de pe pământ a Domnului, vrei să participi la masa din cer? Sunt unii care nici de 10 ani nu participă la masa Domnului. Și îi întreb de ce? Câteva scuze pentru care unii nu participă la masă. Prima scuză. Sunt certat cu unchiul meu. De 10 ani nu ne vorbim. Și el îi pocăi. o îi Nu, nici el nu ia ce nici eu ce. E corect? Domnul să-ți dea împăcare. Altă scuză este, am supărat pe Domnul cu un păcat. Da, este o scuză bună asta, dar problema este de ce nu ieși din păcatul acela. Trebuie să mărturisești păcatul și trebuie să-l abandonezi. Dumnezeu să ne ajute. Asta este o scuză bună. Trebuie să ne curățim inima înainte de a participa la Am auzit următoarea scuză și scrie și Petrica Lascău, o carte recentă apărută cu oameni pe care i-a întâlnit. Că cineva din Betel a avut scuza asta. Nu particip la masa Domnului pentru că cei care împart cina nu sunt perfecți. Nu, pentru că nu sunt perfecți. Unul singur a fost perfect, Domnul Isus. Da, recunoaște, nu suntem perfecti și Domnul să milă de noi. Dar nu, nu este masa noastră, dragii noi suntem unelte simple, nu-i masa noastră, este masa Domnului. De scuza asta, că nu sunt perfecti cei care împar cina trebuie să dispară. Da, suntem imperfecți, dar e masa Domnului, suntem niște rob netrebnici care împărțim masa Domnului. E a Domnului, nu e a noastră. Și atunci tu refuz masa Domnului. O altă scuză pentru care unii nu iau cine este, să sunt supărat pe Domnul. Mi-au trecut prin încercări și sunt supărat pe Domnul. Să nu fi supărat pe Domnul niciodată. Și dacă ne trece, cum au fost psalmul de la ora de rugăciune, ne-ai trecut prin apă și prin foc, ne-ai scos și ne-ai dat belșug. Să participi la cina Domnului este un belșug. Un belșug de binecuvântare. Nu voi supărat pe Domnul. Și motivul ăsta să vei învață și la acest, zic, Doamne, nu știu de ce am trecut în încercare, dar așa cum a zis psalmul, te rog să mă scoți și să-mi dai berșug, să mă bine binecuvintezi. Masa în fața protivnicilor este masa pe care Domnul vrea să ne dea. Dar această masă în Împărăția Lui Dumnezeu, puțin este nuanțată în Matei 8 cu 11, spune așa că vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Să ne gândim, Iisus vorbește despre asta. În împărăția cerurilor să stea la masă cu Avram, Isaac și cu Iacov. Credincioșii Vechiului Testament, împreună cu credincioșii Noului Testament. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu credincioșii din ambele legăminte vor fi împreună. Credincioșii vechiului te sau nu în biserica, dar în împărăția lui Dumnezeu și ei sunt incluși. Mă gândesc la această imagine a mesei din cer cu Avram, Isaac și Iacov. Va fi această părtășie, dragii mei, așa o văd, această părtășie universală a sfinților. Că sfinți din toate secolele vor fi împreună în împărăția lui Dumnezeu. Sfinți din toate secolele vor sta la masă și la vom avea părtășie cu Dumnezeu și cu Sfinții din toate secolele. Vezi, asta e viitorul nostru. De aceea, viitorul pentru mine nu e ceva pesimist. Eu voi sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Viitorul meu nu e ceva întunecos. Eu voi sta la masă ca Avram, Isaac și Iacov. De aceea noi trebuie să avem această bucurie zilnică. Mă așteaptă un viitor glorios. Dar pe pământ trebuie să umblu cu Isus. Că dacă nu umblu cu Isus. Domnul Iisus Hristos vorbește de această masă din cer și uitați ce nuanță are mesajul lui Luca, capitolul 22. Versetul 29. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Ce zice, ce zice Iisus la ucenici? Fiți atenți, ce vă așteaptă pe voi, veți mânca și veți bea la masa mea. La masa mea. Unde? În împărăția mea. Te gândești la aceste lucruri. Te gândești că în împărăția lui Isus de sta la masă cu Isus. Adică vreau să spun că stăm la masă cu Isus aici, dar vom sta și acolo. Înțelegeți? Dar masă de pe pământ va fi o masă în cer. Masa aceea nu va fi cina Domnului, va fi, vei sta la masă cu Isus. Că cina Domnului este doar până va veni Hristos, până la a doua venire va ține masa Domnului. Eu aș vrea ca toți care participă azi la masa Domnului să fim la masă cu Isus, în împărăția lui Isus. Adică vor continua bucuriile, vor continua aceste bucurii care... Numai cei credincioși pot să înțeleagă ce înseamnă această părtășie dulce cu Domnul Isus Hristos. Știți care este cea mai importantă masă de pe pământ? E masa Domnului. În această duminică dimineața ești chemat la cea mai importantă masă de pe pământ. Este cea mai importantă masă. Și despre această masă spune Domnul în felul următor. Că e masă de împărtășire, citim 1 Corinteni 10, nu citesc întreg versetul, dar 16 la 25, e masă de împărtășire cu trupul lui Hristos și cu sângele lui Hristos. Dragii mei, ar trebui să ne gândim, de fapt, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă la cea mai importantă masă de pe pământ? Se întâmplă un lucru incredibil de important, vreau să subliniez pentru cei care cred că e o ceremonie, nu e o, nu e o simplă ceremonie, pentru cei care cred că este doar o amintire, nu e o simplă amintire. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui Hristos. Nu știu cum se întâmplă asta. Și nici nu vreau să explic. Un lucru știu că se întâmplă. Eu mă împărtășesc cu trupul și cu sângele lui Hristos. Și ce înseamnă asta pentru mine? Este o onoare. E o onoare să mă împărtășesc. Este o binecuvântare să mă împărtășesc. Este o cinste să mă împărtășesc. Este un har să mă împărtășesc cu trupul și cu sângele Domnului. Este și pentru tine o onoare? Este pentru tine o cinste să te împărtășești cu trupul și cu sângele Domnului? Așa să privim că e cea mai importantă masă de pe pământ. Și pentru noi este o mare binecuvântare să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Legat de cea mai importantă masă de pe pământ, 1 Corinteni 11, de la versetul 24 la 26, ni se spune că o masă de vestire a morții Domnului până va veni El. Nu-i doar o masă de împărtășire, e și de vestire. Nu doar ne împărtășim și vestim. Ce vestim? Vestim că Isus a murit în locul nostru. Vestim că Isus a murit pentru noi. Vestim că sângele lui Isus ne dă iertarea păcatelor. Vestim că trupul Isus s-a frânt pentru noi. Din iubire, de bunăvoie și nesilit de nimeni, Hristos s-a dăruit să moară pe cruce ce vesti moartea Domnului. Să fim atenți la această expresie, vesti moartea Domnului. Deci noi la cina Domnului ne gândim, în mod intelectual, ne concentrăm la moartea Domnului. De ce Hristos a stat atârnat pe cruce? Pentru tine am stat. De ce Hristos te-a jertfit? Pentru tine m-am jertfit. Și de aceea eu la masa Domnului, eu sunt plin de recunoștință, este o masă de mulțumire. Domne, mulțumesc că ai murit în locul meu. Doamne, mulțumesc că ți-ai vărsat sângele pentru mine. Asta de vestim moartea Domnului, de o vestim cu mulțumire, o vestim cu evlavie, o vestim cu frică de a păcătui. Vestim, noi vestim ceva astăzi. Domnul Iisus a murit. A murit în locul meu, asta vestesc. Și eu prin această moarte sunt salvat. Poate ați auzit de masa tăcerii a lui Brâncuși. Este la Târgu Jiu. Acest complex de nivel mondial, impact mondial, coloana infinitului, masa tăcerii, poarta sărutului, e ceva deosebit ca scultură. Și masa tăcerii are... Într-un parc special pentru brâncuși are o zonă una din interpretări, ce înseamnă masă tăcerea lui Brâncuș? E una, sunt mai multe interpretări. O interpretare este aceasta. Reprezintă cina Domnului. Cina Domnului cu cei 12 apostoli, iar masa reprezintă pe Isus, Pentru că El este pâinea. Isus este pâinea. Mi-a plăcut foarte mult această interpretare. Am stat la masa tăcerii. Mi-a plăcut enorm de mult imaginea aceasta, o masă înconjurată cu 12 scaune. Iisus este masa. El este pâinea. Pe masă este pâinea vieții. El este pâinea vieții pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui. De la masa de pe pământ să mergem din nou la altă imagine, la masa din cer. Masa nunții mielului. E o diferență între masa în Împărăția Lui Dumnezeu, în care vei sta cu Avram, Isaac și Iacov, și masa nunții mielului. Care e diferența? Faptul că avea părtășie cu sfinții din toate secolele este un lucru repetabil, care se repete. Pe când nunta mielului este o singură dată, nu se repete. Este ceva special. Nunta Mielului la loc o singură dată, pe când părtășea cu sfinții din toate secole, va ține o veșnicie. Înțelegi? Asta va ține o veșnicie. Biblia vorbește despre nunta mielului. Poate unii n-au auzit de nunta mielului. Poate doar în cântările corului au auzit de nunta mielului. Ce este nunta mielului? Este această nuntă de celebrare a unirii dintre Hristos Mire și Mireasa Biserică. Deci nu se incluși credincioșii Vechiului Testament. Apocalipsa vorbește despre nunta mielului. Apocalipsa 19, găsim în versetul 6, doar câteva referințe scurte despre această nunta mielului. Apocalipsa 19 cu 9. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Noi toți suntem chemați la ospățul nunții mielului. Dar nu toți acceptăm pentru că nu poți să mergi la nunta Melului dacă nu ești mireasa Melului. Nu poți să fii mireasa Melului dacă nu ești născut din nou. Dacă nu ți-ai curățat hainele în sângele mielului. Suntem chemați și în această dimineață la spoțul să să nunții Melului. Va avea loc, va fi o masă irepetabilă. Celelalte sunt repetabile. Masa cu sfinții din toate secolele repetabilă, ținoveșnicie. o Dar aceasta este masă unică. E o masă de celebrare a unirii noastre cu Hristos și va avea loc după venirea Domnului. Deci ca aranjare în timp va avea loc după venirea Domnului. Și spune că să ne bucurăm, în versetul 7, soția lui s-a pregătit, s-a dat să se îmbrace cu in subțire și curat. In subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Deci cum ne putem pregăti pentru această nuntă a mielului? Cu faptele neprihănite ale Sfinților. Frații mei, suntem chemați la fapte. Orecum stăm cu faptele bune? Mai avem timp să facem fapte bune? Ne gândim cum să facem fapte bune? Noi nu trebuie să fim doar, să avem fapte bune de circumstanță. Dacă se ivește ocazie, fac. Trebuie să avem și fapte bune planificate. Să alegi o familie, să alegi oameni la care să faci fapte bune, fie că faci o dată, fie că faci în mod repetat. Biblia vorbește de îmbrăcăminte. asta la nuntă mielului și vorbește de faptele neprinite ale Sfinților. Te gândești la această îmbrăcăminte, inul subțire și curat, fapt, zice că inul subțire sunt faptele neprinite ale Sfinților. Noi suntem chemați să fim cei din tăi în fapte bune. Așa zice atent. Suntem noi cei din tăi în fapte bune? Doamne, ajută-ne să fim cei din tăi în fapte bune. M-am bucurat foarte mult când în urma inundaților din județul Galați, bisericile s-au mobilizat exemplar. Familiile, zeci de familii, s-a făcut inventarul, câte familii pentecostele au suferit. Am ajutat și alte familii, dar întâi am ajutat pe ai Și că așa spune Biblia, faceți bine la toți, dar mai ales fraților în... Credință. Trebuie să respectăm Biblia literal. Am ajutat și pe alții, dar în primul rând am ajutat pe ai noștri. Două biserici care au fost afectate inundații. Domnului plac lucrurile astea. Dar să fim bogați în fapte bune. Amin. Domnul vrea să fim bogați în fapte bune. Deci ne așteaptă o nuntă a mielului. Unde va fi o bucurie a bucuriilor. Unde, pentru care trebuie să ne pregătim pentru această nuntă. Va fi nunta după a doua venire a Domnului. Va, cele, va, va fi o celebrare a iubirii între Isus și Biserica. Asta nu se mai repeta. Ne așteaptă o masă în cer. Ne pregătim pentru masa asta din cer. Din nou să revenim la imagine a mesei de pe pământ. Este această imagine a mesei după înviere. Nu ne-am fi gândit că Isus după înviere să mai mănânce. Isus după înviere a avut un trup de glorie. Diferența între trupul fizic și trupul de glorie este colosală. Trupul de glorie nu mai moare, trupul de glorie nu mai este supus la legea gravitației. Iisus așa a fost după înviere. Iisus nu a mâncat, repet, pentru supraviețuire. A fost altă motivație. Și Iisus după înviere le spune următorul lucru, Luca 24, 41, 43. Aveți aici ceva de mâncare? i-au dat o bucată de pește fript și un fagul de miere, el a luat și a mâncat înaintea lor. Iisus prin asta a vrut să demonstreze că a înviat în trup, că nu este nelucă. A fost o, o masă de argumentare a învierii lui. Unii au nevoie și astăzi de argumentare m-a durut când am aflat o statistică că numărul ateilor a trecut numărul creștinilor în Anglia. Foarte trist. Nu cred în învierea lui Isus. E nevoie de argumentare că Isus Hristos a înviat cu adevărat. Domnul să-ți dea o masă de argumentare, dacă ai nevoie de asta. Dacă e o perioadă de îndoială, Dumnezeu să-ți dea o masă de argumentare că El este viu. Cuneau nevoie, credința lor se clatină. La această masă a Domnului noi proclamăm, Iisus a murit, dar Iisus și-a înviat. Iisus este viu în vecii vecilor. Masa de pe pământ. Masa aceasta după înviere. Însă, citim despre o masă despre care fratele Luca a vorbit. Ideea de milostenie. Spune Matei 25 cu 35 Am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Dragii mei, lucrul acesta place Domnului ca noi să dăruim. Vara asta am fost în America și nu m-a impresionat așa de mult cascada Niagara. E deosebit, ca să zic deosebit. Mai, știți ce m-a impresionat? Foarte mult m-a impresionat în America. O biserică de români, biserică mică, 100 și ceva de Hrănește americani săraci, hobleși, drogați, Pro 200 de americani în fiecare duminică, mâncare caldă, ei hrănește. am ajuns românii să hrănim americani. Lăudați să fie Dar m-a impresionat nu doar că o fac, modul cum o fac, cu totală dăruire, cu totală dragoste fac program în limba engleză, îi cheamă întâi, ce mă, întâi vă dăm pâinea vieții, apoi vă dăm pâinea fizică. Sunt și loc. Unii se întorc la Domnul, unii se și botează în apă. Unii se și botează cu două dintre ei. Ce zice în Luca 14? Luca 14 cu versetul 12 până la 14. Când ai un prânz sau o cină să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cum să te cheme și ei la rândul lor pe tine să -i ia astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Deci <cluș> nu este interzis să faci asta, Hristos vrea să spună altceva. Să nu neglijezi cealaltă masă, versetul 13. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi. Și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor nepriuniți. Fiți rog foarte atenți. Nu neglija Masa de milostenie, nu neglijăm. Învăltoarea vieții uneori neglijăm milostenia, neglijăm să ajutăm pe alții, neglijăm pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi, neglijăm. Cine dacă nu noi trebuie să fie primii care să fie atenți cu acești oameni? Și Hristos sublinează învățătura despre masa de milostenie. Ce cheamă pe aceștia? Dele lor o masă! Dele lor masă de milostenie! Zice sus, să nu crezi că eu voi trece cu vederea lucrul acesta. E foarte bună investiție când faci așa ceva, când faci masă de milostenie, este investiție în cer. Pentru că așa spune în versetul 14, Va fi ferice de tine, ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. La învierea celor neprihăniți, Iisus te va răsplăti pentru masa de milostenie. La învierea celor neprihăniți, Iisus te va răsplăti conform Matei 25. Am fost plământ și mi-ați dat să mănânc, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost străin și m-ați primit, am fost în închisoare și a venit pe la mine, am fost bolnav și a venit pe la mine. Iisus nu uită aceste fapte. Isus contabilizează aceste fapte. Și Iisus zice, la învierea celor neprihăniți, eu te voi răsplăti pentru masa de milostenie. E cea mai bună investiție, dragii mei, investiția în cer. Să investim și în cer. Să strângem comor și în cer. Investiția în cer, de fapt, este o strângere de comor în cer. Și Iisus ți se va răsplăti. Aș vrea să subliniez. Ți se va răsplăti. Masa de milostenie ți se va răsplăti. Și dacă a fost mai sărăcăcioasă, ți se va răsplăti. Nu așteaptă Domnul la tine să faci o masă ultra bogată, că n-ai de unde. Chiar dacă faci una sărăcăcioasă, ți se va răsplăti. Titlul mesajului este De la masa de pe pământ la masa din cer. Și cuvântul lui Dumnezeu ne luminează mintea să înțelegem imaginea acestea cu masa de pe pământ și masa din cer. Vreau să prezint o altă imagine a mesei de pe pământ. Masa în casa lui Levi. Iisus Hristos a intrat în casa lui Levi. Cine era Levi? Cei mai mulți comentatori zic că este un nume pentru Matei, era Levi Vameșu. Spune în versetul 29 din Luca 5, Levi a făcut un ospăț mare la el în casă, după ce a fost chemat de Isus, și o mulțime de vame, și cred că erau colegii lui Matei, Levi, și de alți oase și deau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cărteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și cu păcătoși? Iisus a dat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprăniți, și pe cei păcătoși. De ce Iisus a stat la masă cu păcătoșii? Pentru că Isus a văzut valoarea sufletului celor păcătoși. Isus vede valoarea sufletului fiecărui om. Și dacă este aici un om care nu s-a întors la Isus, Isus îți vede valoarea, Isus îți prețuiește valoarea sufletului și Isus a făcut ceva pentru sufletul tău, a murit. Și noi la cina Domnului mărturisim că El a murit pentru păcatele noastre, El a murit în locul nostru. Slăvit să fie El a stat la masă cu păcătoșii în casă lui Levi. A dat un ospăț mare. Asta înseamnă, ospăț mare înseamnă și numeric, nu înseamnă doar bogăție de alimente, înseamnă că și numeric au fost mulți. Colegii lui vame și au venit. Masa aceasta este o masă în care Isus se apropie de păcătoși, ca păcătoșii să-L cunoască, avea ocazie să-L cunoască. Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem pe Isus, așa cum vrea El. Și ultima imagine, vreau să termin vorbit de masa din cer, masă de pe pământ, masa din cer, iar masa de pe pământ, iar masa din cer și ultima imagine să fie o altă masă din cer. În nou Ierusalim, care este destinația noastră finală, găsim în Apocalipsa 21 cu 22, vedem masa de la pomul vieții. Pomul vieții la care n-a avut acces Adam și Eva. A fost izgoniți din Eden. Citim în Apocalipsa 22 cu 2, că mijlocul pieții cetății, pe cele două malări râului, era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. 12 feluri de rod în fiecare lună. De obicei, pomii fructiferi dau rod odată pe an. Mai rar de două ori pe an. Dar de 200 ori pe, pe lună. Eu cred că aceste lucruri sunt adevărate, nu sunt metafore. Adică în Noul Ierusalim vom avea acces la pomul vieții și zice Iisus la o biserică, cine o abirii, l a birui, va mânca din pomul vieții. Adică este o promisiune pentru biserica asta. Adică biserică, să te bucuri că vei mânca din pomul vieții. Amin. Pomul vieții înseamnă o reînviorare veșnică. Pomul vieții înseamnă o bucurie continuă și să mănânci exact cum zice aici, 12 feluri de rod în fiecare lună, dragii mei, sunt taine astea, sunt taine. Dar faptul că Iisus zice la o biserică, dacă vei birui, vei mânca din pomul vieții, înseamnă că biserica trebuie să știe că va mânca din pomul vieții. Și biserica trebuie să aibă această bucurie a mesei din cer. Pe mine mă așteaptă în cer pomul vieții. Frica mea nu este anticrist. Frica mea nu este cipul cu șase, șase, șase e trecătoare, sezoniere. Eu doresc să mă întâlnesc cu Isus la masa din cer. Dar vreau să mă întâlnesc cu El pe pământ, la masa Domnului. Te întâlnești cu masa Domnului pe pământ? Ai șanse să te întâlnești la masa din cer. Nu te întâlnești cu Domnul la masa Domnului pe pământ? Nu ai șanse. Pentru că n-ai părtășie cu El pentru că nu-l cunoști pe el, ți se va zice ce s-a zis în textul citit. Nu te cunosc, nu te cunosc. Pe cum nu mă cunoști, Doamne? Păi eu eram foarte religios. Da, dar nu ai avut viața schimbată, n ai avut viața transformată, n ai fost născut din nou, n ai umblat cu Hristos, ai fost doar religios, nu te cunosc. Hristos cunoaște pe elui Lui și îi cheamă pe ai Lui la masă. Îi cheamă pe ai Lui la masa Domnului să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui. Dragii mei, de la masa de pe pământ la masa din cer. Așa, mintea noastră să fie această imagine că masa de pe pământ e cea mai importantă, cina Domnului. Să nu neglijăm masa de milostenie. Să nu neglijăm nici bucuria când Domnul ne întinde masa în fața protivnicilor. Dar inima noastră să fie ancorată în cer. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Și un aspect la lucrurile de sus este aceasta. Masa din cer face parte din lucrurile de sus. Eu voi sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Eu voi avea o părtășie cu sfinții din toate secolele. Voi sta la masă cu Isus în împărăția lui Isus. Pe mine mă așteaptă această masă, adică o părtășie continuă. În același timp, voi sta la masă la nunta mielui, care este un lucru irepetabil, se întâmplă o singură dată. În același timp, mă voi bucura la masă în Noi Ierusalim, această masă cu roadele din pomul vieții. Dragii mei, ne așteaptă cerul. Ne așteaptă cerul. Să aducem cerul pe pământ, prin viețile noastre. Dar să nu uităm, să ne împărtășim cu Cel care a murit, a înviat, stă la dreapta Domnului în cer, cu Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm că această masă este cea mai importantă dintre toate mesele. Nicio masă de majorat, aniversare, nu este mai importantă decât cina a Domnului. Și ar fi mintea noastră să ne pregătim pentru această masă. Să ne pregătim. Să o luăm cu bucurie! Să luăm cu evlavie, să luăm cu frică de Domnul, cu frică de Domnul să o luăm. Și în același timp să ne gândim în timp ce luăm, în timp ce bem roduvițe și pâinea, ne gândim, Doamne, mulțumesc că ai murit pentru mine. Să, să avem mulțumiri în inimile noastră, să nu fim tăcuți, să nu fim oameni doar care consideră că e o simplu ceremonial. Nu este un simplu ceremonial, este un element sacru, un lucru sacru și sfânt. Cel mai importantă, cea mai importantă masă de pe pământ este masa Domnului. Particip la masa Domnului. Să particip și la masa din cer. Vă fac această urare, dragii mei. Toți care suntem aici, într-o zi, să fim la masă cu Isus în cer. Să ne străduim ca să fim și la masa de pe pământ. Dacă sunt situații în care n-am rezolvat anumite probleme, să nu fie mai mult de ocazie în care ne abținem la masa Domnului, imediat ocazia următoare să luăm masa Domnului și Dumnezeu să te ajute să rezolvi problemele. Iar noi care ne împărtășim cu trupul Domnului, să ne curățească inimile și să o facem cu o bucurie negrăită. Amin.